Primarul municipiului Constanța, Radu Mazăre, va petrece sărbătorile pascale la mare depărtare de casă. Așa cum i-a obișnuit deja pe constanțeni, edilul își alege destinații de vacanță exotice, unde poate petrece în liniște și poate practica sporturile de care este pasionat. Ieri edilul Constanței a spus că de Paști va pleca în Madagascar și va petrece sărbătorile cu mama și fratele său, însă nu a dorit să ofere mai multe detalii legate de cele 10 zile de vacanță de dinaintea începerii sezonului estival. Astfel nu știm dacă își va lua și iubita cu el sau pe care dintre ele, pe cea oficială sau pe una dintre cele neoficiale. Madagascar. Cu cine? Mama. Și cu mai cine? Și cu mai cine? Cu negri de acolo. Împătimit al sporturilor extreme, Radu Mazăre susține că în Madagascar se va da cu zmeul și va practica și alte sporturi pe care nu le poate face acasă. Ce sport? Mă duc să mă dau cu zmeul, că am terminat sezonul de schi. Duminică, dacă vreți, ne vedem, pentru că o să urc pe YouTube un filmuleț cu lecții de schi. Unde? Acum ce o să faci? Unde păi ce? Păi urcați pe YouTube sau urcați direct la noi pe mail? Păi vi-l dau vouă da. Și îl pungi pe YouTube. Da. Da? Păi de întâi mai, da. Deci de întâi mai nu veți fi la mama aia. Ba da, cum să nu, Doamne, păi da, plec. Când e mă întorc, păi cum să nu mă întorc de întâi, mă, de întâi mai și până la sfârșitul septembrie aici muncesc. Potrivit edilului, deja celebra stațiune Mamaia își va putea primi turiștii la începutul sezonului în condiții decente, deși nu toate investițiile demarate vor fi finalizate. Parțial, ceea ce înseamnă promenadă, va fi gata la stadiu de beton. Deci turiștii se vor putea plimba pe beton, pe suprafață betonată. Pasarelele nu vor fi gata, dar circulația nu va mai fi restricționată. Pe data de 15 septembrie, faleza va fi pavată, pasarelele vor fi în 15 iunie, am greșit, faleza pavată, pasarelele ridicate. Piațeta? Și piațeta terminată. Cele două piațete vor fi terminate la 15 iunie, da? Cu pavele. De altfel, edilul a și anunțat că de la 1 mai și până la sfârșitul lunii septembrie nu va mai pleca din țară, urmând să fie prezent, să participe la toate acțiunile estivale din stațiunea Mamaia, locație de top în preferințele de vacanță ale turiștilor români și străini care aleg litoralul românesc pentru petrecerea timpului liber. Radu Mazăre a mai anunțat că astăzi încep lucrările la parcarea supraetajată din stațiunea Mamaia.